Roxana Vancea a făcut anunțul cel mare în urmă cu puțin timp pe pagina ei de Instagram. Vedeta a născut primul ei copil și a postat deja primele imagini cu bebelușul. Vedeta a postat o fotografie în care apare iubitul vedetei, în timp ce îl ține de mână pe băiețel. În următoare fotografie, vedeta s-a fotografiat în timp ce își ține copilul în brațe. Fosta asistentă TV nu a dat mai multe detalii cu privire la venirea pe lume a micuțului, însă cu siguranță nu îi va lăsa pe fani să aștepte prea mult. Roxana Vancea a ajuns una noua lună de sarcină cu un trup de invidiat. Ea a avut grijă în continuare la stilul de viață din timpul sarcinii și nu a renunțat la sport și mișcarea sănătoasă. Mai mult decât atât, sportul pe care l-a depus înainte de a rămâne gravidă și a spus cu adevăratul cuvântul ro. Roxana Vancea și iubitul ei, Dragos, sunt foarte entuziasmați pentru următorul capitol din viața lor. Fosta asistentă TV a dezvăluit că nu își dorește să fie o mamă autoritară, însă va încerca să se impună în fața copilului său, pentru a-i oferi o educație exemplară. Nu vreau să fiu o mamă autoritară, dar niciuna care să lase copilul să facă orice vrea. Suntem oglinda copiilor noștri, trebuie să-l învățăm ce avem noi mai bun și mai curat în noi. O să vreau să-i fiu partener de joacă, prietenă și apoi mamă. Îmi doresc să fiu 100% implicată, dar le-am promis mamei și soacră-mii că le voi permite să mă ajute. Și ele vor să se bucure de pitici. Și atunci, probabil că 2-3 ore, când o să mă întorc la muncă, o să îl las cu Dragoș sau cu una dintre ele. În rest, vreau să fiu prezentă non-stop. Să fiu prima care vede tot ce va face el pentru prima dată. Nu vreau să ratez nimic, a povestit Roxana Vancea.